Bună ziua și bine v-am regăsit! Eu sunt Izabela Manolache și vreau să vă prezint, în cadrul proiectului Cuvinte Românești, inventatorii români care au avut un rol deosebit de important în istoria omenirii. România este țara cu numeroși și importanți oameni de știință în tehnologie, medicină, inginerie și nu numai. Românii s-au remarcat de-a lungul timpului, mai ales datorită contribuției aduse la dezvoltarea lumii prin inventarea unor produse, tehnologii sau medicamente. În timp ce de Henri Coandă, poate deja ați auzit, fiind unul dintre cei mai cunoscuți inventatori români, care s-a remarcat prin realizarea primului avion cu reacție din lume, este un moment prielnic de a aduce în discuție și alți inventatori români celebri, dar și pe cei mai puțin celebri. Petrache Poenaru, inventatorul stiloului. Instrumentul pe care îl cunoaștem încă din primii ani de viață, stiloul, este invenția unui român pe nume Petrache Poenaru. Acesta a fost inginer și matematician și întotdeauna s-a preocupat de organizarea învățământului național. El a fost inventatorul care s-a făcut cunoscut în toată lumea pentru tocul cu rezervor. Inițial, numele dispozitivului a fost stiloul portabil fără sfârșit alimentat cu cerneală. Ulterior, invenția a rămas la denumirea de stilou, denumire pe care o cunoaștem și astăzi. Datorită funcțiilor pe care le-a deținut, Petrache Poenaru a fost și unul dintre oamenii de încredere ai lui Tudor Vladimirescu, conducătorul Revoluției din 1821, dar și primul român care a călătorit cu trenul în Anglia, între localitățile Liverpool și Manchester. Traian Vuia, inventatorul primului avion. Traian Vuia a fost primul om care a zburat cu un aparat care nu a fost ajutat de catapulte, șine ori alte mijloace. În anul 1906, pe 18 martie, Traian Vuia a prezentat în apropierea Parisului un aparat de zbor ce a accelerat pe o distanță de 50 de metri înainte de a se ridica la o înălțime de aproape 1 metru pe o distanță de 12 metri. Palele elicei s-au rupt odată ajunse în acel punct, iar avionul a aterizat fără probleme, deoarece distanța era foarte mică față de sol. Primul aparat de zbor s-a numit Vuia 1, însă aceasta nu a fost singura invenție a românului. El a inventat și două elicoptere în anul 1918 și 1922, dar și un generator de abur în 1925. Henri Coandă, inventatorul avionului cu reacție. Unul dintre cei mai cunoscuți inventatori, Henri Coandă, s-a remarcat odată cu realizarea primului avion cu reacție din lume în anul 1910. Invenția era un motor cu 4 cilindri care dezvolta 50 de cai putere și era conectat printr-o tijă la un compresor ce genera o forță de propulsie de aproximativ 220 de kg forță. Avionul pe care Henri Coandă l-a inventat avea o lungime de 12,5 metri și o anvergură a celor două aripi de 10,3 metri. Inventatorul Coandă a locuit în Franța în timpul celui de-al doilea război mondial și a lucrat pentru Germania la construirea unui sistem de propulsie pentru sănii bazat pe motorul cu reacție din 1910. Să vorbim despre dioramă. Grigore Antipa este biologul român căruia îi se datorează toate acele minunate diorame biologice de la muzeul ce îi poartă numele. La începutul secolului 20, acesta renovează și instalează Muzeul Național de Istorie Naturală și amplasează aici dioramele create de el, spații de expunere, vitrine tridimensionale, ce reconstituie mediul natural și modul de viață al animalelor. Acestea prezintă animalele în diverse habitate, relațiile dintre ele sau dintre ele și mediu, felul în care acestea sunt organizate, precum și strategiile acestora de vânătoare și felul în care își amplasau cuiburile sau vizuinele. Grigore Antipa a fost recunoscut și datorită descoperirilor sale în domeniul hidrobiologiei. Ion Cantacuzino, inventatorul leacului pentru holeră și tuberculoză. România s-a remarcat de multe ori și în medicină, domeniul care a oferit cei mai mari inventatori ai lumii. Milioane de vieți au fost salvate datorită tratamentelor descoperite de cercetători. Ion Cantacuzino este omul care a inventat vaccinul antiholeric, cunoscut și ca metoda Cantacuzino, vaccin care în timpul primului război mondial a contribuit la combaterea unei epidemii mari de tifos. România a devenit, datorită lui Cantacuzino, a doua țară din lume care a introdus vaccinarea nou-născuților împotriva tuberculozei.
Nicolae Paulescu, inventatorul insulinei. Tratamentul pentru diabet, una dintre cele mai răspândite boli cronice, există datorită invenției unui român, Nicolae Paulescu. A fost profesor la Facultatea de Medicină și Farmacie din București în 1921 și a descoperit aici că nivelul glucidelor din organism este determinat de insulină, un hormon secretat de pancreas. În momentul în care nivelul insulinei din organism scade ori dispare, atunci crește nivelul glucidelor și determină apariția diabetului. Nicolae Paulescu a administrat insulină bolnavilor de diabet prin injecție, iar de atunci acesta a devenit unul dintre tratamentele uzuale pentru această boală. Angel Salini, care a construit podul ce-i poartă numele. Ultima stație de metrou din București poartă numele Angel Salini. Stația este amplasată în apropierea autostrăzii A2 București-Constanța și nu este o alegere întâmplătoare. În drumul spre Constanța, șoferii traversează podul de la Cernavodă, pod ce a fost inaugurat în 1987 în apropierea podului Salini. Omul de știință a proiectat podul care avea să-i poarte numele în perioada 1890-1895, pod ce traversează Dunărea dintre localitățile Fetești și Cernavodă. Are o lungime de 4087 de metri, dintre care 1662 de metri din pod sunt deasupra fluviului Dunărea. Podul a fost realizat la o distanță de 30 de metri deasupra nivelului apei și a devenit cel mai lung pod din Europa, dar și al treilea ca lungime din întreaga lume. Angel Salini nu s-a oprit aici și a construit căi ferate și rutiere din silozuri din beton armat în localitățile Brăila și Galați. Să vorbim despre câțiva inventatori români mai puțin celebri. Chiar dacă sunt mai puțin celebri, invențiile lor au fost create cu scopul de a ne face existența mai ușoară. Așa că, în continuare, vă voi prezenta inventatori români mai puțin cunoscuți, dar care au contribuit covârșitor la dezvoltarea unor domenii vitale pentru societatea modernă. Ștefan Odobleja, întemeietorul psihociberneticii și al ciberneticii generalizate. Mai puțin cunoscut, Ștefan Odobleja este cel care a publicat metoda de transonanță toracică, în care a enunțat legea reversibilității. Cercetarea lui este fundamentul pentru tot ce înseamnă cibernetică și calculatoare. În anul 1937, Odobleja a publicat și opera principală Psihologia consonantistă. Nicolae Vasilescu Carpen, care a inventat pila Carpen. Om de știință, inginer, fizician și inventator, Nicolae Vasilescu Carpen a inventat pila electrică, numită pila Carpen, o producție românească pe care a pornit-o în urmă cu 60 de ani și încă funcționează. Invenția este un dispozitiv care generează energie la nesfârșit, fără să fie nevoie de alte intervenții din exterior. Nicolae Vasilescu a început să lucreze la teoria unei pile electrice care urma să genereze energie la nesfârșit înainte de Primul Război Mondial. Ulterior, pila a fost brevetată în anul 1992. Anastase Dragomir, inventatorul scaunului ejectabil sau catapultor. Anastase Dragomir a lucrat în Franța la mai multe uzine de avioane, acolo unde și-a perfecționat propriul sistem pentru salvarea piloților și pasagerilor în caz de accidente. Acesta și-a concentrat atenția pe siguranța aparatelor de zbor și implicit a pasagerilor de la bord. Pe 3 noiembrie 1928, Dragomir a înregistrat în Franța cererea de brevet pentru cabina catapultabilă, care a fost aprobată la data de 2 aprilie 1930. Invenția era un sistem nou de parașutare din aparatele de locomoție aeriană. Fiecare pasager avea o parașută proprie care le permitea în momentul critic eliberarea printr-o deschizătură a podelei. Să vorbim despre domeniul ingineriei mecanice. Teodor Dragu. Întemeietorul ingineriei mecanice în România, Teodor Dragu, a introdus sistemul de frânare automată cu aer comprimat, iar în 1887, sistemul de încălzire cu abur a trenurilor, coordonând și construind mai multe locomotive cu abur. Lui se datorează de asemenea și prima folosire a combustibilului lichid la locomotive. Ana Aslan, și vorbim despre gama gerovital. Ana Aslan a fost medic specialist în gerontologie, academician din 1974 și director al Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie. Aslan a evidențiat importanța procainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă. Ana Aslan a aplicat pe o scară variată în clinica de geriatrie sub numele de Gerovital sau vitamina H3.
Efectele terapiei sunt vizibile asupra îmbătrânirii. Voi enumera în cele ce urmează câțiva inventatori români cu invenții importante, precum Alexandru Ciurcu, prima embarcațiune cu reacție, Aurel Babeș, care a descoperit testul Papanicolaou, o metodă de screening pentru cancerul de col uterin, George Botezat, inventatorul elicopterului cu 4 elice, denumit și caracatița zburătoare, Dumitru Brumărescu, inventatorul aeroplanului cu decolare verticală, a salvatorului de pe submarine, a cuplajului automat la vagoanele de cale ferată și a mașinii de tăiat stuful. Carol Davila, inventatorul tincturei Davila folosită în tratamentul holerei, o soluție orală. Radu Deac, inventatorul mai multor valve cardiace artificiale. Horia Hulubei, primul fizician din lume care a obținut spectrul razelor X în gaze. Are contribuții importante în fizica neutronilor și studiul reacțiilor nucleare. Rodica Mariana Ion, inventatoarea unei metode de tratament a cancerelor dermatologice premaligne. Mihai Nadin a scris primul program din lume în proiectarea asistată de calculator. Sper că v-a plăcut lecția de astăzi. Vă invit să urmăriți și alte lecții de pe platforma noastră. Vă doresc numai bine!